Dar dacă tot a ajuns treaba la mine, hai să povestim puțin despre ce se mai întâmplă la noi în țară. Județele Brăila și Galați colaborează, atenție, pentru a construi un aeroport regional. Aceasta este una dintre cele mai așteptate investiții și ar ajuta foarte mult la dezvoltarea întregii regiuni. Conform declarațiilor lui Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, de acest aeroport ar beneficia și cei din Vrancea sau din localitățile de frontieră din Republica Moldova. Și la Brașov sunt în plan noi construcții. Brașovenii sunt invitați să își spună părerea despre un alt drum care să lege orașul de stațiunea Poiana Brașov, evident pentru a decongestiona traficul rutier. Până acum, cei mai mulți brașoveni se declară surprinzător împotriva investiției. Motivul ar fi costurile ridicate de aproximativ 100 de milioane de lei și faptul că aproape 4,6 hectare de pădure ar fi afectate de construirea acestui drum. Și mai am o veste pentru voi. Industria balneo și spa intră în colaps după facturile la gaze și electricitate. Cu un grad de ocupare cu mult sub nivelul maxim, din încasări nu se mai pot plăti nici facturile, nici salariile, și asta într-un sector economic care, atenție, aducea României 1 milion de euro pe zi. România era în septembrie 2020 singura țară din Europa ale cărei restricții aferente industriei balneare și spa nu au fost ridicate în totalitate. Cam